Salutare, dragi prieteni! Dosarele penale se țin lanț de fostul infractor șef al PSD. Toarășul Liviu Nicolae Dragnea are un nou dosar penal. De data aceasta este vorba despre modul în care s-au cheltuit pentru Dragnea și pentru apropiații lui banii primiți din subvenția publică. Știți că partidele politice primesc foarte mulți bani din subvenția publică. Vreo 48 de milioane de euro a primit PSD-ul. Bani pe care trebuie să-i deconteze și ca să-i deconteze trebuie să justifice cheltuielile. Toarășul Liviu Dragnea, care bănuiește să aibă o carieră politică, deși este dublu infractor și mai este trimis în două dosare penale în judecată, unul dintre ele este dosarul Teldrum, al doilea este acest dosar în care eu am vorbit, despre care eu am vorbit în 24 iunie, direct de la Siliștea Snagovului, de la burlogul lui Cristian Burci, cel mai discret dintre mogulii cartelului Mafia Media, mogul adevărul, fondator Prima TV, un om aflat la un moment dat în niște relații foarte dubioase de business și de subordonare cu celebrul Răzvan Ionescu, patronul principal de la Recorder, Toarășul Burci, printre altele, printre calitățile lui numeroase, are și calitatea de tată al lui Carlo Burci. Împreună, cei doi având mai multe firme de publicitate, marketing online, firme pentru care au lucrat fel și fel de personaje, inclusiv unii influenceri, așa zis influenceri au lucrat, da? Silviu Fire, așa zis, eu îi zic Fraier, pentru că a lansat o grămadă de minciuni la adresa mea pe YouTube. Întâmplător a lucrat și el pentru Burci, Toarășul Burci, care este trimis în judecată în cel mai grav dosar de corupție din ultimii 30 de ani. Un dosar care vizează bugetul de înarmare, de înzestrare a armatei, pe care Burci împreună cu Dragnea puneau la cale să îl paraziteze și să-l prăduiască. Și se întâlneau în această casă conspirativă de la Siliștea Snagovului. În mod normal, dacă trăiam într-o democrație autentică și aveam o presă în adevăratul sens al cuvântului, oameni buni, subiectul ăsta trebuia să fie cel mai important subiect al verii. Deci trebuiau să curgă informațiile. Pentru că România este un stat în care presa, de fapt, nu e presă, ci reprezintă cartelul Mafia Media, despre acest caz nu s-a vorbit aproape nimic. La fel cum o să vedeți că nu se va vorbi prea multe nici despre nou dosar penal al lui Liviu Dragnea. Se vorbește astăzi că s-a dat știrea, au fost obligați să o preia unii de la alții să facă ping-pong cu ea și după aia se va pune patista pe țambal. Eu vreau să vă recomand tuturor celor care vă uitați la acest comentariu să căutați pe canalul meu de YouTube, eu am să și linkuiesc Casa Conspirativă, unde Dragnea, Grindeanu și Burci plănuiau parazitarea bugetului armatei, burloc de politician. Aici am făcut și o descriere a acestui mogul, Cristian Burci, a rolului foarte, foarte periculos, perfid, jucat de el în perioada regimului Dragnea. Burci fiind fondator al postului Prima TV, fiind patron la Trustul Adevărul, care are și tabloidul Click și băgat într-o grămadă de operațiuni de presă. Burci are afaceri și în zona căilor ferate, asociat cu infractorul Gruia Stoica în niște firme. Pe vremea lui Ponta, Burci, după ce i-a furat ziarul Adevărul lui Dinu Patriciu, o operațiune în care a fost băgat Răzvan Ionescu, despre care v-am vorbit, Burci a vrut să-l servească pe Ponta cu o listă de ziariști, listă neagră pe care m-am aflat și eu, care urma să fim dați afară, Ponta promițându-i că îi dă căile ferate române. Și, bineînțeles, nu s-a mai făcut chestia asta, Gruia Stoica s-a dus la pușcărie, a venit Dragnea și Burci a continuat afacerile dubioase. De data asta au chestiuni mult mai grave, și anume bugetul de înzestrare a armatei. Burci, prin intermediari, foarte dubios acest personaj și foarte grav acest caz, oameni buni. Deci ăsta este marele dosar de corupție al ultimilor 30 de ani. Burci, prin intermediare a aranjalui Dragnea, știți că la un moment dat Dragnea a fost primit ca un chelner pe la Donald Trump la inaugurarea mandatului de președinte al lui Donald Trump. Toată chestia asta a fost aranjată și mai departe prin acele personaje care sunt anchetate de către Biroul Federal de Investigații, că așa a ajuns ancheta la noi. Nu vă imaginați că vreo autoritate judiciară din România îndrăznea să țintească asemenea afaceri. Nu! Ăștia aici sunt pe burtă când e vorba de astfel de personaje. Dar au venit informațiile de la FBI. Da? Și ăia sunt anchetați în America, s-au aflat în România ce făceau. Burci, Dragnea,
cu Grindeanu, se întâlneau aici la Casa Conspirativă din Siliștea Snagovului, le promiteau alora contracte pentru înzestrarea armatei, deci bugetul de înzestrare a armatei, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Bineînțeles, Burci își trăgea niște comisioane grase printr-o firmă controlată de fiul lui, Carlo Burci. Acum toți sunt inculpați. Noul dosar de corupție, dragii mei, al lui Liviu Dragnea, vacanțe exotice în Qatar, Maldive, Bali și Caraibe, alături de concubina Irina, pe banii PSD-ului, subvenție de la stat. Articolul este de astăzi, scris de Grigore Carteanu, îl găsiți pe mai multe site-uri, nu o să vedeți nimic pe la televiziunile cartelului Mafia Media și dacă vedeți, o să vedeți că o știre foarte scurtă și coafată, că de-aia îi spune cartelul Mafia Media, dar mai există câteva site-uri care tratează acest subiect. Dintre ele eu l-am ales pe amalesziariști.com și articolul scris de Grigore, jurnalistul Grigore Cartia. Da. Dosarele penale vin în avalanșă peste Liviu Dragnea, 58 de ani, trimis deja în judecată în dojarul finanțării vistei în SUA din anuarie 2017. Asta este de fapt dosarul, el așa este denumit, așa a zis Grigore, finanțării vistei în SUA, dar de fapt este dosarul parazitării bugetului de zestrare armatei, oameni buni. Deci nu vă imaginați cât de grave sunt lucrurile. Vă invit, vă recomand tuturor celor care n-ați văzut acel material să intrați și să-l vedeți. Sunt informații absolut explozive. Sunt informații care ar fi trebuit să fie zi de zi pe toate televiziunile de știri. Sunt informații pe care fiecare român din această țară ar trebui să le știe. Să știe ce s-a întâmplat în epoca Dragnea și cât de grave au fost lucrurile. Și tocmai pentru că sunt informații atât de grave, fără precedent, dragii mei, și ca sumă, și ca nivel de corupție, până unde au ajuns să corupă, tocmai de aceea ele sunt ascunse de către cartelul Mafia Media. Da, pentru asta există Mălin Bot, jurnalist independent, pe care dumneavoastră îl susțineți direct. Există și alți jurnaliști care încearcă să-și facă treaba cât de cât ok. Deci, trimis deja în judecată în dosarul finanțării vistei în SUA, în ianuarie 2017, cercetat în dosarul Teldrum și în cel al fraudării fondurilor europene, fostul lider PSD, fac o mică paranteză, care anunță că își face partid, deci nu se potolește, da, deși are o grămadă de dosare din urmă, anunță că își face partid, da, fostul lider PSD a fost doar apuricat de procurorii DNA și pentru felul în care a folosit în interes personal banii PSD proveniți din subvenția de la stat. Bani care sunt dați pentru acțiuni politice, nu pentru turism planetar. Ancheta procurorilor arată modelul medieval aplicat de jupunul Dragnea în secolul 21. Se lăfăia prin paradisuri exotice împreună cu concubina de 30 de ani mai tânără, Irina, cu o prietenă a acesteia și cu doi lachii de partid, Mircea Drăghici și Adrian Mlădinoiu. Drăghici asta este la pușcărie. Am făcut un material burloc de politician în care am explicat cum a furat acesta din banii partidului ca să-și facă o vilă prin zona de nord a Bucureștiului, să-și ia limuzine de lux și cum finanța individul și ce finanța. Știți că PSD-ul primește cei mai mulți bani de la stat pentru că este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari și finanțează cea mai mare schemă de manipulare, de dezinformare și de minciună, inclusiv pe rețele sociale. Dincolo de faptul că acordă cele mai mari finanțări pentru cartelul Mafia Media și finanțează cele mai multe personaje, vuvuzele, pocnitori ale grupărilor de corupție din politică, de tip Bogdan Chiriac, de tip Pieleanu ăla despre care am vorbit ieri și mulți alții. Procurorii DNA au cerut de la PSD detalii despre vacanțele exotice în care fostul președinte al partidului Liviu Dragnea a fost alături de iubita sa, Irina Tănase, de o prietenă a acesteia, dar și de doi PSD-iști, fideli liderului suprem. Ca să vedeți unde se duc banii din taxele și din impozitele pe care noi le plătim. Da? Ăsta a închiriat, cei de la Europa Liberă au scris un articol foarte interesant în care au descoperit, au analizat ei la un moment dat, acum vreo două luni de zile, dacă nu mă înșală memoria, au analizat modul în care, pentru că toate rapoartele astea sunt publice, partidele justifică banii, se pune pe site-ul autorității electorale permanente, curtea de conturi, deci sunt informații publice, trebuie să știi unde să cauți. Și jurnaliștii de la Europa Liberă au analizat faptul că atunci când s-au solicitat niște plăți de la PSD a fi decontate, că trebuie decontați banii și trebuie justificați, da? Ei îi primesc, după care trebuie să-i justifice. Și au justificat niște cheltuieli din astea foarte mari, de vreo 100 de mii de euro un contract, 200 de mii de euro, 35 de mii de euro, le-au justificat printr-o firmă care făcea curățenie și firmă care ar fi cumpărat zboruri private de la compania aeriană a lui Țiriac. Deci ăștia zburau numai cu avioane private, pe unde aveau treabă să zboare. Procurorii au cerut detalii despre modul în care au fost decontate cheltuielile lui Dragnea și ale suitei sale din fondurile partidului.
dat fiindcă partidele primesc finanțare de la bugetul de stat, dar primesc pentru activități politico-administrative, nu turistice, evident. DNA a cerut printr-o adresă oficială, eu fac o paranteză aici, sigur că ei denumesc de exemplu și finanțează, și e legală chestia asta, ca activități politico-administrative, ei finanțează indivizii ăștia, firmele de marketing online care se ocupă cu postaci, ca să facă chipurile marketing online, dar de fapt finanțează o adevărată industrie a minciunii, oameni buni, și a manipulării, și a bullying-ului pe rețele sociale împotriva oricărei persoane care are o audiență cât de cât mai mare și care îndrăznește să-i critique cu ceva. Că de-aia ne blochează Facebook, ăștia bagă tone de bani în firme de postaci care fac raportări față și așa mai departe. Păi nu e ok, oameni buni, să finanțeze din banii noștri așa ceva. O adevărată industrie a minciunii, oameni buni. Din banii mei, din banii tăi, din banii oamenilor cinstiți care muncim și plătim taxe și impozite de ne ies fulgii pe nas, oameni buni. Păi dar nu este ok așa ceva. Și se finanțează cu sume imense de ordinul milioanelor de euro, oameni buni. Industria minciunii și manipulării. Adică noi plătim bani sau ni se iau bani, că noi nu dăm pentru asta, că dacă ne-ar întreba cineva, normal că n-am fi de acord ca taxele noastre să fie folosite în acest scop. Dar noi plătim bani, fără să vrem, da, suntem forțați să plătim bani și pentru a plăti entități de-astea care mint, oameni buni, care induc oamenii în eroare, care răspândesc minciuna, dezinformarea și zombificarea în societatea românească. Fenomene extrem de grave din cauza cărora România este profund suferindă, oameni buni. Că din cauza asta oamenii sunt induși în eroare, sunt manipulați, nu se duc să voteze. Unii care merg să voteze, votează ca hăbăucii și ne trezim cu comuniștii, securisto-comuniști, mafia de tip nou, PSD și AUR în Parlament, în procente prin care reușesc să blocheze orice fel de inițiativă. Din cauza asta, oameni buni. Și totul are la bază această industrie a manipulării și a dezinformării, a zombificării în masă, care e plătită din taxele și din impozitele noastre. Pe lângă multe alte chestii pe care ei și le fac. Și acum aflăm ce chestii își fac. Da? DNA a cerut printr-o adresă oficială informații de la PSD pentru a afla dacă în perioada 2018-2019 partidul a organizat evenimente cu caracter politic în destinații exotice, precum Bali, Indonezia, Punta Cana, Republica Dominicană, Doha, Qatar și Maldive. În adresa transmisă de DNA la PSD sunt nominalizate mai multe persoane care ar fi mers în deplasări alături de Dragnea, 58 de ani, pe banii partidului. Deci vă dați seama, în timp ce Dragnea la televizor, la toate televiziunile, spunea că el e social-democrat, că el moare de grija săracilor, de domne, nenorociții, Occidentul care au sărăcit România și eu sunt de partea săracilor și... În timp ce la televizor făcea gargara asta și sunt foarte mulți pensionari, de exemplu, și foarte mulți oameni amărâți pe ajutoare sociale, da? Oamenii care au o situație în societate, exceptând mafioții care sunt legați direct de Dragnea, da? Și cei care sunt infractori și profită de pe urmele legilor făcute de Dragnea și ar vrea să nu se schimbe acest status quo, da? Oamenii cinstiți, că sunt și oameni cinstiți și onești care mai susțin PSD-ul, 99% sunt pensionari amărâți cu venituri mici, oameni buni. Oameni pe ajutoare sociale, care unii dintre ei n-au ce mânca, poate și numără banii de pensie ca să-și... Trebuie să aleagă între medicamente și pariză. Și îl consideră pe ăsta mare patriot. Și ăsta, numele lor, consuma bani ca să se ducă în Bali, Indonezia, Punta Cana, Doha și Maldive. Păi cred că 99% din electoratul PSD, 99% dintre ei, care săracii de ei sunt zombificați de propaganda despre care v-am vorbit, de pe rețele sociale, și ne scriu nou acolo și te uiți pe profilul lui și vezi că e pensionar de nu știu unde și ne scriu: Dragnea e un mare patriot, românii nu sărăceau dacă Dragnea nu era băgat la pușcărie de forțele răului. Cred că aia săracii habar n-au ce aia Bali, ce aia Punta Cana, vă dați seama. Și ăsta făcea hau-hau, proștii votau, da, îi dădeau putere, putere să distrugă Direcția Națională Anticorupție, putere să modifice legislația, să legalizeze corupția în România, da? Și el, bine mersi, se ducea în Bali, Punta Cana, Doha, Maldive. Nu mai vorbim de afacerile lui, palmierii din Brazilia și așa mai departe. Bun. În adresa trimisă de DNA sunt nominalizate mai multe persoane care ar fi mers în deplasare alături de Liviu Dragnea, 58 de ani, pe banii partidului. Irina Tănase, partenera de viață. Adrian Mlădinoiu, fostul aghiotan SPP al liderului PSD, devenit șoferul lui Dragnea. În prezent, secretar al Federației Române de Atletism, sport cu care n-are nicio tangență. Asta e exact ca la comuniști, știți? La comuniști le dădeau, la persoanele care erau importante în Partidul Comunist, unii fotbaliști, fenomenul sportiv, că tot vorbim de sport, erau angajați prin diverse locuri.
la întreprinderea constructoare de mașini. Erau angajați fotbaliști de la ICM Reșița. Dar nu mergea niciunul la muncă. Deci erau plătiți cu un salariu, de, în funcție de studii, ce avea ei. Maestru, ce era el? Strungar. Dar el nu mergea la strung să muncească. Nu, nici vorbă. El bătea mingea pe stadion, dar lua salariul de la uzină. Da? Ceea ce e un sistem profund comunist. Dar uite că după 31 de ani de la căderea comunismului, sistemul merge înainte. Da? Mircea Drăghici, 55 de ani, fost deputat, fost tezorier PSD, aflat în închisoare pentru utilizarea fondurilor PSD de interes personal. Și o prietenă a Irinei Tănase. Aia aș lua și prietena cu ea. Liviu Dragnea a fost eliberat din penitenciarul Rahova pe 15 iulie după 2 ani și 50 de zile de detenție. Fusese condamnat definitiv și încarcerat în 27 mai 2019. O lună mai devreme, pe 17 mai, Dragnea a fost trimis în judecată în dosarul finanțării vizitei sale din SUA. De fapt, dosarul privind tentativa de parazitare și de fraudare și de jefuire a bugetului de înzestrare armate. Vă rog foarte mult, dragii mei, insist foarte mult să vă uitați la acest material de pe YouTube. Cei care vă uitați de pe desktop, de pe Smart TV, de pe smartphone și de pe laptop, o să vedeți linkurile. În partea de sus a ecranului apar linkurile dintr-o parte. Cei care vă uitați de pe Smart TV, de pe televizor, o să vedeți în boxul de la final linkul către acest material despre acel dosar și imaginile din casa conspirativă în care ăștia se întâlneau. Păi, deci astea sunt informații, oameni buni. Astea ar fi trebuit să bubuie pe televiziunile noastre. Ar fi trebuit să bubuie. Și le ascund ca niște ticăloși, oameni buni. Ca niște ticăloși le ascund. Da? În prezent, Dragnea încearcă să-și construiască un nou partid pe care să-l lanseze în această toamnă pentru a rupe din electoratul PSD. Aliatul său este Teodor Meleșcanu, eternul Teodor Meleșcanu, da? Că tot vorbim de Burci, că nimic nu este întâmplare. Teodor Meleșcanu a fost ministru de externe și șef al Serviciului de Informații Externe. Când a fost ministru de externe, Teodor Meleșcanu a fost pe la Budapesta ca să aibă niște întâlniri. A fost acuzat de-a lungul timpului de legături dubioase cu Rusia și ginerele lui Teodor Meleșcanu, pe numele lui Peter Imre, este cel prin care Burci a furat ziarul lui Patriciu. Că nimic nu e întâmplător, oameni buni. Nimic nu e întâmplător. Să nu vă imaginați că asta e o coincidență. Nu e o coincidență. Face parte din capul, gâtul, trupul hidrei pe care eu mă tot chinui să o descriu de 4 ani de zile. Deci, aliatul său este Teodor Meleșcanu, care a propus să reactiveze Alianța pentru România, creația lui Meleșcanu de la sfârșitul anilor 90, exact cum PSD-iști au reactivat AUR, care era Vadim, UNPR, creația lui Iliescu din 90, când a inventat ura etnică ca să ne controleze și a reușit, decade întregi să ne controleze cu asta. La fel este și cu această alianță pentru România. Dragnea a tatonat deja lider județean ai PSD pentru a-i convinge să-i se alăture. Însă a fost refuzat. Singurul care îl urmează necondiționat este Codrin Ștefănescu, marginalizat în PSD. E foarte complicată treaba cu Codrin Ștefănescu. Codrin Ștefănescu este omul care a reușit să-i creeze lui Dragnea cele mai mari dezastre la capitolul imagine publică. Eu dacă aș fi Dragnea... Eu i-aș da un șut undeva lui Codrin Ștefănescu și i-aș interzice, se apropie la, aș cere ordin de restricție, da? Pentru că dintre toți cei care au făcut răul lui Dragnea, din prostie sau cine știe din ce motiv, Codrin Ștefănescu este pe locul 1 în top. Sigur, din punct de vedere al interesului public, din punctul meu de vedere, e bine să stea Codrin Ștefănescu lângă Dragnea și să facă cât mai multe lucruri de acest fel. Cu cât face mai multe lucruri, cu atât e mai bine pentru țară, pentru că țara pricepe mai bine cine este Dragnea. Codrin Ștefănescu este cel care a adus lui Dragnea interlop la Înalta Curte de Casație și Justiție. Imagine de care Dragnea nu se va mai putea desprinde, poate să facă el 10 miliarde de partide. Nu se va mai putea desprinde. Codrin Ștefănescu e cel care a adus personaje când Dragnea a ieșit din penitenciar. Când, în mod normal, omul s-a eliberat mai devreme, s-a eliberat fără să merite să fie eliberat, pentru că nu a dat dovadă de corectare și de îndreptare, pentru că nu-și recunoaște vina. Am explicat la vremea respectivă, nu mai reau aceste argumente pentru că nu vreau să mă întind foarte mult. Codrin Ștefănescu este cel care a coordonat băbuțele care s-au dus să facă scandal la Direcția Națională Anticorupție. Deci cele mai mari scandaluri publice pentru care oamenii îl urăsc cel mai mult pe Dragnea au fost create de Codrin Ștefănescu. Eu de foarte multe ori am stat să mă întreb dacă asta este prostie, pur și simplu prostie, prostia lui Codrin Ștefănescu. Alt mare șmecher, by the way, tot pe canalul meu de YouTube, dacă veți căuta Bârloc de Politician plus Codrin Ștefănescu, o să vedeți niște materiale video foarte interesante despre
palatele lui Codrin Ștefănescu. Dar de multe ori mă întreb dacă ăsta n-a fost cumva infiltrat lângă Dragnea. Să-l distrugă din interior. Că știți cum se spune, prietenul îți face cel mai mult rău și apropiatul tău, da? E bine ce face domnul Codrin Ștefănescu. E bine să continue. Domnul Ștefănescu, nu vă opriți. Continuați în același fel. Este foarte bine pentru România și este foarte bine pentru imaginea publică a fostului infractor șef al PSD, Liviu Nicolae Dragnea. Și pentru că vă vorbeam despre lucruri anormale, dragii mei, vreau să, că am vorbit și ieri și o să vorbim în fiecare zi, pentru că este foarte important, ăștia n-au reușit să se înțeleagă, oameni. Știți că a fost ședință în coaliție, ieri am vorbit despre asta, da? Nu s-au înțeles cu secția specială. Deci nu s-au înțeles. Ca să vedeți că și în PNL, PNL-ul e tot un fel de PSD și că frânează lucrurile. Stelian Ion anunță că nu s-a ajuns la niciun acord privind desființarea secției speciale. Reluăm discuțiile săptămâna viitoare. Premierul anunțase înaintea ședinței de coaliție, de ieri, că va veni cu o propunere. Nici vorbă. Am vorbit astăzi din nou despre secția specială, a nu știu câta oară. Vom vorbi săptămâna viitoare până când vom debloca această situație neplăcută. Ideea este că astăzi colegii din PNL nu au venit cu o anumită soluție. După 2 ani de zile de la emiterea avizului Comisiei de la Veneția, dumnealor, juriștii au tras concluzia că proiectul guvernului nu respectă tocmai avizul Comisiei de la Veneția și că ar trebui alte reglementări. Nu a spus ce anume reglementări și trebuie să descoperim împreună care reglementări ar trebui propuse, ce alte garanții ar trebui introduse în acest proiect. Concluzionând, după 2 luni de zile de la citirea prima oară a avizului Comisiei de la Veneția, înțeleg de la colegii din PNL că există în viziunea lor anumite probleme cu proiectul guvernului și că ar trebui venit cu alte amendamente. Ca să înțelegeți, oameni buni, asta pe lângă faptul că UDMR pune frâne, da? PNL-ul se pare că face un joc mizerabil, dublu. Ceva a promis în campania electorală, ceva a promis în discursul public și altceva se întâmplă în realitate. Și asta este foarte grav. Ce se întâmplă în acest timp în alte țări foste socialiste ca România, da? Unde se rezolvă problemele, da? Polonezii au eliminat pensiile speciale pentru toți cei care au servit regimul criminal comunist. Exact ce vă spuneam eu, oameni buni. Păi, dar nu e normal să plătim pensii speciale, pensii de 1000 de euro pentru foști securiști, pentru foști milițieni care au făcut poliție politică, pentru foști politruci, prim secretar PCR. Nu e normal așa ceva. Ăștia trebuie să primească o pensie de aia minimă, mai mică decât pensia de la CAP. Că i-au omorât pe oameni să intre în CAP, i-au făcut să moară de foame, le-au confiscat pământul. O pensie mai mică cu 10% decât pensia de la CAP ar trebui să primească. E, uite că în Polonia se poate. Informația a fost pusă pe Facebook de către președinta Organizației Oamenilor de Afaceri din PNL București. Și nu am ales întâmplător să prezint astfel această informație, ca să nu zică cineva că am ceva cu PNL-ul. Nu, n-am nimic cu PNL-ul. Critic ceea ce este criticat și scot în evidență ceea ce este de scos în evidență. Deci, președinta Organizației Oamenilor de Afaceri din cadrul PNL București, Hildebrand, a subliniat într-o postare pe Facebook, actuala coaliție de la putere are datoria, nu doar din punct de vedere economic, ci și moral, de a aplica modelul polonez în ceea ce privește eliminarea pensiilor speciale. În ședința de coaliție s-a discutat din nou despre desființarea pensiilor speciale. Pe această temă există un consens uriaș în societate. Votanții tuturor partidelor parlamentare, fie că discutăm de PNL, USR, UDMR și chiar PSD și AUR, susțin desființarea acestor pensii. Da, declarativ tot susțin. Și PNL-ul declarativ în campania electorală a zis: desființăm secția specială. Și acum a stat să vedem că acolo nu e bine, că acolo mai trebuie desfăcut un șurub, că aici mai trebuie strâns o piuliță, că aici e așa, că aici e așa și de fapt în fapt nu se întâmplă, oameni buni. Ceea ce arată că una vorbim și alta fumăm, că tot a fost prins ăla cu substanțe din alea care se fumează și creează efecte bizare. Purtătorul de cuvânt al Partidului AUR la intrarea în Senat a fost prins cu marihuana. Bun. Este obligatoriu să identificăm cât mai rapid o soluție constituțională, cu toate că cel mai probabil pensiile speciale ale magistraților nu vor trece niciodată de Curtea Constituțională. Dar tot rămân multe de eliminat. Dintre toate pensiile speciale, cel mai mult continuă să mă deranjeze cele pe care le primesc foști angajați ai securității comuniste, angajați ai Ministerului de Interne, care au lucrat în lagările de exterminare și în pușcările care erau pline cu deținuți politici. Cea mai mare pensie din România, așa l-a murit, e a unui fost comandant de penitenciar, oameni buni. Păi, dar nu se poate așa ceva. Nu se poate, oameni buni, o bătaie de joc. Aici nu trebuie să inventăm nimic. Trebuie doar să dăm copy-paste, fără nicio legătură cu Victor Pota, la legea votată de dreapta poloneză. Polonezii au eliminat pensiile speciale pentru toți cei care au servit regimul criminal comunist. Trebuie să facem la fel, nu doar din considerente economice, ci și, în primul rând, din considerente morale. Nimeni nu și-ar fi putut închipui că după 1945,
nu și-ar fi putut închipui după 1945 că Germania ar putea plăti pensii speciale celor care au lucrat în sistemul represiv nazist. Cu toate acestea, astăzi românii plătesc pensii speciale celor care au lucrat în sistemul represiv comunist. Ceea ce este extrem, extrem de grav. La fel cum este grav că plătim salarii foarte mari, exagerat de mari în Ministerul de Interne, că plătim pensii speciale unor pensionari la 42 de ani din Ministerul de Interne, un minister profund incompetent și profund corupt. Vedeți că nici până ziua de astăzi nu s-a rezolvat cazul cu atentatul cu bombă de la Arad. Deci în România oricine poate să fie ucis cu o mașină capcană și dita mai poliția noastră, dita mai Ministerul de Interne, servicii de informații și așa mai departe, toți cu salarii speciale de mii de euro, mult peste salariul mediu pe economie, toți pensionabili la 42 de ani, toți cu pensii de mii de euro și nu sunt capabili să rezolvi un caz. Un caz, oameni buni, grav, enorm de grav, vă dați seama? Păi asta deschide, nerezolvarea acestui caz deschide calea către un posibil viitor în care aici să fie ca în Mexic, ca în Afganistan, adică nu se poate, oameni buni. Și nimeni nu-l trage la răspundere pe ministrul de interne, nimeni nu-l întreabă pe Bode de sănătate, nimeni nu-i cere demisia lui Bode, oameni buni. Păi e foarte grav. Păi dacă oamenii ăștia sunt atât de incompetenți sau corupți, nu știm, încât nu sunt capabili să rezolve un caz atât de grav, fără precedent, păi atunci hai să nu le mai plătim, oameni buni, le plătim degeaba toți banii ăștia. Hai să facem școli cu banii ăștia, hai să facem șosele, hai să facem spitale. Dacă nu vrem să facem nimic, hai să reducem taxele și impozitele la jumătate și să nu mai plătim atâtea impozite, oameni buni. Că ăștia ne cocoșează cu taxe și impozite pentru ce? Pentru ce? Pentru pensii și salarii speciale? Păi nu e în regulă, dragii mei. Ca să dea banii la PSD, milioane și milioane, zeci de milioane de euro, ca să meargă liderii PSD, infractori, șef sau mai puțin infractori sau infractori în devenire, cum e Ciolacu. Că știți că și Ciolacu are un dosar cu probleme, că a făcut niște falsuri ca să fie declarat revoluționar, da? Năstase, președinte de partid, infractor, condamnat de două ori la pușcărie. Dragnea, președinte de partid PSD, infractor, două condamnări, ieșit din pușcărie. Păi de-aia plătim noi taxe și impozite să meargă Dragnea în Bali și în Indonezia? Păi dar nu e ok, oameni buni. Nu este în regulă. Și din păcate, actuala majoritate parlamentară nu livrează. Deși astea sunt lucruri pe care ar putea să le facă. Ai scris proiectul de lege, l-ai băgat în Parlament, în 48 de ore l-ai votat, la revedere. Mergem înainte. Dar nu fac. Nu fac pentru că, din păcate, în Partidul Național Liberal există o grupare foarte mare și foarte influentă care este fix aceeași mizerie și provine fix din aceeași hidră în care, din care în mod oficial fac parte PSD și AUR. Ce putem face? Pentru că foarte mulți mi-au scris, domnul Mălin, tot prezinți probleme, dar prezintă și soluții. Păi soluția majoră și generală este prezența la vot. Trebuie să mergem la vot. A doua soluție subsidiară din prima soluție majoră este să convingem pe cât mai multă lume să iasă la vot. Și să votăm și noi în consecință. Îi urmărim până în 2024 ce fac și votăm în consecință. Dar pe lângă asta există o soluție foarte eficientă care a funcționat de câteva ori, oameni buni, să nu-i lăsăm în pace. Toți cei care au votat USR Plus, toți cei care au votat PNL, solicitând să, crezând că vor rezolva aceste probleme, trebuie să le scrie, oameni buni, stați călare pe ei, pe unde îi prindeți, dați-le mesaje, pe mail-uri, toți parlamentarii au pe site-ul Camerei Deputaților, sunt adresele de mail. Fiecare parlamentar, grup parlamentar de partid, fiecare parlamentar în funcție de județ poate fi găsit, dați-le mail-uri în fiecare zi, hărțuiți-i cu mesaje, pe Facebook, cu petiții, site-ul guvernului are loc de petiții, dați-le petiții. Domnul Câțu, de ce nu rezolve această problemă? Este obligat prin lege să vă răspundă în 30 de zile la petiție. Deci putem pune o presiune uriașă pe ei și putem să le arătăm că, știți cum e hashtag-ul ăla? Hashtag vă vedem și hashtag nu cedăm.